Festivalul de la Topalul este un eveniment care deja a intrat în conștiința oamenilor din Dobrogea. Festivalul Dan Monsescu, unul dintre cei mai importanți păstători și transmițători de folclor din această zonă. Topalul este deja înscris pe harta culturală a României cu acest festival. Este un moment important în această toamnă în Dobrogea și sper ca el să se ridice la nivelul așteptărilor. Este cea de-a 13-a ediție și prima internațională. Am văzut pe scenă și la deschidere formații din Bulgaria. Ce importanță are acest aspect asupra culturii noastre și deja mozaicul de culturi din Dobrogea? Este adevărat, este prima internațională. Sper ca ea să-și lărgească aria, să nu fie numai între România și Bulgaria. Este un început. Sunt foarte multe similitudini între Dobrogea românească și Dobrogea bulgărească. Avem trecut comun, deci e normal ca în folclor ei să fie foarte aproape de noi în organizarea și în prezentarea mai departe a unor rădăcini comune pe care le avem. În acest an avem alături de noi o personalitate a muzicii populare, domnul Ghizulescu. Ce importanță are asupra tinerilor învățăcei în ale muzicii populare și cum de v-a venit ideea exact, domnul Ghizulescu, să vină la acest eveniment? Este normal, noi în fiecare an am avut și avem câte o mare personalitate și nu numai domnul Ghizulescu, sunt mulți oameni alături de noi. În seara aceasta este. Care transmit mai departe tradiția și cântul popular românesc și sper ca din ce în ce să fie mai mulți. Thank you.
Este într-adevăr o mare surpriză pentru mine că conducerea s-a gândit să, conducerea acestui festival s-a gândit să mă invite la acest festival, pentru că eu l-am stimat foarte mult pe Dan Moisescu, pentru că a avut un stil foarte aparte de ceilalți soliști și un om bine pregătit, un om care a fost și dirijor la viața lui. Și m-am bucurat că mi s-a dat așa șansă să ajung în acest festival, probabil unde și eu abordez muzică mai veche și s-au gândit cei de aici că ar fi bine ca în această seară să fiu eu și mâine seară Steliana Sima. Cum văd, înseamnă că cultura stă pe mâini bune. În toate festivalurile care sunt, că dacă în momentul când nu mai avea cultură, nu mai ne numim români, asta s-au spus-o și alții, nu numai eu, și mă bucur că cei care diriguiesc lucrurile în această țară se gândesc, pentru că cel mai de valoare lucru pe care îl avem noi la ora actuală este cultura. Și la toate festivalurile sunt foarte mulți tineri care vin cu inima deschisă, cu folclor de bună calitate. Și, bineînțeles că dacă nu e de bună calitate, la comisie cade și normal că și eu am trecut prin aceste examene odată în viață și privesc cu nostalgie lucrurile. Sunt tinerii de astăzi la fel de bine pregătiți cum erau pe vremea tinereții dumneavoastră? Din punct de vedere teoretic, cred că sunt mai pregătiți decât noi, pentru că ei au la îndemână să facă și o școală de muzică, unde poate să, noi mai greu puteam să facem o școală de muzică, pentru că trebuia să facem altceva, de exemplu, am făcut dreptul. Însă am făcut și o școală populară de artă, însă nu sunt mulțumit de felul, sunt pregătit.